Salutare la toți! Azi eu vreau să decorez casa pe afară. Cristina a decorat-o pe dinăuntru. Eu trebuie să o fac pe din afară. Și așa cum azi este un pic soare, chiar dacă e frig, e un grad afară, soarele aduce așa o dispoziție de să fac prin curte câte ceva. Eu am spălat acum curtea. Cristina nu e acasă. Am spălat puțin curtea și în drum am spălat. Și vreau să fac decorațiunile, cum am mai spus, să mă apuc de afară, să vă arăt și numărul la casa noastră. Am spus câteva videouri în urmă ca să vă-l arăt. Un fel de 3D, adică stă în aer și e foarte super. Arată foarte super. Câțiva oameni au întrebat de această sonerie. Este cu cameră, e 150 de euro, nu pot să arăt acum că el sună pe telefon, lucrează și prin Wi-Fi și prin cablu. E foarte super pentru că chiar dacă nu ești acasă, el sună pe telefon și poți vorbi și de la telefon. Vezi cine sună, dacă vrei deschizi ușa, dacă nu, nu, poți să vorbești cu el. Nu e ceva nou, asta există, pur și simplu câțiva oameni au întrebat și adică vă răspund. E foarte comod. Înainte la noi erau cu monitoare în casă, dacă țineți minte, monitoarele au rămas. Așa cum telefonul este mereu cu tine, chiar și în casă, chiar și în oraș, când sună cineva, tu vezi deodată cine sună și dacă vrei deschizi, dacă nu, nu. O să începem ca în fiecare an cu fața casei. O să pun brăduțul ăsta de plastic sau ce mai este acolo aici. Pe urmă vreau să decorez casa, să pun luminiți aici sus. Pe gard spun luminițe albe, pe brăduți luminițe colorate și aici copertina asta toată vreau tot să o îmbrac cu luminițe. Posibil și aici jos, anul trecut am avut și în pietre, tot era frumos. Și anul acesta am luat încă două seturi de LED-uri. Acestea le-am luat din Anglia, 50 de metri fiecare de asta și e mult mai ieftin cu cât am luat eu, cu 20 de lire îmi pare că una de asta. Asta în banii noștri 400 de lei. La noi așa ceva nu cumperi 400 de lei. Maxim 20 de metri dacă cumperi. Dar aici sunt 50 de metri și 50 plus astea toate. Bună ziua! Bună ziua! Ce zici? Frumoasă? Portocaliu? Hei, cum portocaliu? Serios? Roz? Nu, un fel de cafeniu deschis. Noapte, nu se vede. Poate că e noapte. Un fel de cafeniu. Așa, nu am scaldă. Salut, Cine! Cum la școală? Bine. All good? Te găsi luminiță? Nu. Am pierdut câteva luminiță. Trebuie să duc niște lucruri în pod. Uite, poate. Și culori. Alb și colorat. Alb și negru, adică. Gata, ți-am făcut. Arena vre poze. Bună seara. Cum la gredi? Renci, cum la grădiniță? Bine! Bine? Mami, te-ai frig? Ninge, așa? Ninge, plouă. Ce-a pățit, princesa? Ce faci tu? Salut, neștiule, mama, salut. Salut. Ți-a fost dor de mine? Da. Scare ceva la cap și dacă apasă, nu doare. Dacă nu apasă, doare. Să începe. Dacă apasă, mă doare. Azi treacă, muși ne ducem acasă, te așteaptă miuța. Nu ducem șocuri eu. Dar pe așa, mama, cum ai vrut tu? Cum Alex a stat acasă? Bine? Bine. 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 Da. Așa este. De tata asta. Nu porc mie în cap. Dacă tata îți duci să termini afară și mai am. Tu faci mâncare, da? Da. Da, eu fac mâncare. Nu poți. Tu îți faci mâncare? Mare plăcere, mama ți-ar da bucătăria, dar încă... Mie! În sfârșit am terminat. Acuș... Chiam familia să vedem cum arată. Sunteți gata? Da. Vreți să vedeți? Da. Așa. Hai că te-ai chinuit aproape
întreagă. Da, mămica, tu du-te acolo la, la TV. Da. Copii, voi stați aici. Bine. Că să le aprindem pe toate odată. Vedem reacția la copii și pe urmă, pe urmă să vă arăt. La 1, 2, 3. Vă place? Da. Și ușa roșie să o faci? La geam e super idee, Eduardo. Nu m-am gândit niciodată la geamuri să facem așa. Unde ai văzut? Vă place? Da, super. Aia ca de sus în placare. Mhm. Rainbow, laser, așa. Da. A, șcerb. Da, șcerbă. Rana vrea să fugă pe gazon. Dacă era și zăpadă, era în general super. Anul trecut, ți-mi minte, aici era zăpadă, acoperit pe luminiță și parcă ardeie zăpada. Îți place, Rena? E atmosferă de Crăciun? E atmosferă de Crăciun sau nu? Da! Cine a spus poezia? Eu! Hai, spune! Rena a învățat poezia cu Alex. Alex, adică au ajutat. Din aplania străveche, chiar din mulți porni, la drum, cu un țurțul la ureche, vine, vine Moș Crăciun. Are o sanie ușoară. Și doi reni cu dulgălei. Zboară, siniuța, zboară, peste dealuri, peste băi. Bravo! Acum, Alex... Alex, nu ți-mi minte? Eu o să vede umbră la mie acolo. Unde? Nu ți-mi minte ce-mi poezie? Eu prima așa. Prima, ok. Bună seara, suntem a doua zi. Sergi ieri a decorat casa și i-am promis că o să fac și ușa de la intrare. Dar e a doua zi seara și eu încă n-am făcut-o. Și trebuie să vină și ei deja de la... grădiniță de la basket și mai întâi trebuie să fac mâncărica. La mine aici tot e în funcție. Sunt o leacă ciufulit că am fost la masaj. Ultimele zile merg acum după detox, după tot ce am făcut, merg și la niște proceduri de masaj ca să mă mențin. După detox și după tot ce am urmat, eu merg la niște proceduri de masaj, cam lipsesc de acasă și sport și masaj. Astăzi fac un pilaf. Aici am cărniță de porc, mușchiuleț, dacă nu mă greșesc. Am pus ceapă, roșii, sare, piper și frunze de dafină. Deja cărnița aproape că este gata. Aici am orezul. Orezul eu îl spăl în mai multe ape așa până se limpezește. O turnăm aici, frumușel, așa, să văd dacă pot să fac cu mâna asta tot, așa, acoperim frumușel. Am pus și fierbătorul de apă, turnăm apă fiartă aici, dar mai întâi de toate vreau să tai legumele. Legumele eu am să le tai așa, bețișoare. Am aici morcov și zucchini, doar acestea două, le pun deasupra și tot timpul cât se gătește mâncarea, nu amestec deloc, deloc, deloc. O dau la foc încet pentru vreo 30 de minute maxim. Morcovul este gata, îl punem aici, v-am spus că nu amestec nimic, așa frumușă la acoper. Peste vreo 10 minute o să pun și zucchini. Pentru că morcovul e mai tare, e mai greu să pregătești. Aici am pornit să fac o budincă de brânză. Am făcut data trecută cu stafidii și cu fructe uscate. Și Arena a spus că nu-i ca la grădiniță. Așa că am hotărât să-i mai fac o budincă. Dar fără stafidii, fără nimic, doar cu vanilie. Adică cu miros de vanilie, poate așa se face la grădiniță. Nu știu. 250 de grame de brânză, așa mai moale. Am luat așa în cutiuță, un ou, 3 linguri mari de unt am pus, 3 linguri mari de smântână, puțin sare, 2 linguri mari de zahăr, puțin vanilie și 1 linguri jumate de griș, tot lingură mare. Mixăm tot și dăm în cuptor. Pilaful eu l-am stins, a stat fix jumătate de oră
jumătate de ori și am pus așa câte un usturoi, vedeți? Orezul e gata, are și puțin suc, adică nu-i uscat, că nouă nu ne place orezul uscat, plaful. L-am stins și acum vine brigada, compania, să mâncăm și acolo am pus și budinca. Am făcut una micuț să gustăm. Mă duc repijor să fac ușa, aici roboțelul a lucrat la greu, nu știu pe unde, că nu se aude. Aha, la noi deja s-a prins tot frumos. Seara Sergiu le aprinde, să fie frumos. Se închide, all good. Dacă așa arată cu... cu fiongo, cum se numește asta? Bântulie. Cu... band. Cu banda asta roșie, așa arată. Dar să mai mult. Foarte frumos. Fac mai mare. Aha, au căzut de acolo, trebuie să o înclei înapoi. A căzut o unlet. Da, a căzut? Super. Acolo căzut. Și nu s-o prins bine, să știu. Da, cred că se lătăie pusul. Ia cu rețenia, mergem toi, mâine vine sacra. Iar tot anul trecut. Dacă vine sacra, înseamnă că și facem curat mâine până vine... acolo, că nu a fost zi la dâns, iar mai iar. Vine mama mâine. Nu, nu-i corect. Nu-i corect. Eu aproape fiecare 2-3 zile fac curat. Înseamnă că și vine sacra fiecare 2-3 zile. Așa, hai să dormi afară. Nu, eu glumesc, să n-a faci curat mereu. Ariana aici a început să facă curățenie, da? Hai că mâine vine bunica să fie curat. Ai să arăți toată camera ta, toate jucăriile, da? Și patul să-l fac. Și patul să-l faci? Dar de ce? Ce de ce? Patul da, cui? Poate saluta ta? Nu salutata? Și miroș. Nu știu cum sunt. Ce sunt? Nu, sunt noi. Cred că mama i-a cumpărat. Că sunt noi. Da, sunt noi. Alex aici face lecțiile. Da, tine? Faci la engleză? Nu, matematică. La matematică? De ce nu aprinzi asta? Aprinde așa, opa. Prinde așa că se vede mai bine. Pe urmă faci curățenie pe patul tău, bine? Bine. Și pe urmă duș, că tu ai avut azi basket. Gata, roboțelul a făcut curat pe jos. Și o să mâncăm noi azi. Nu știu cât dacă a filmat. Orez. Un fel de pilafi, plov. Ariancicu, cum budinca lui mami? E ca la grădiniță? Sau mai bună? Că la grădiniță, ce notă îi dai budincăi? 100! Super, mă bucur. Poftă mare. Mâine dimineață îți dau încă o bucățică. Ok. Aici Alex mănâncă, dar nu vă-l arăt că e dezbrăcat. E în chiloță, e Alex și nu e voie. Spune, noapte bună, papa, și pe curând. Noapte bună, papa, și pe curând. Pupici! Pupici!